Cred că putem începe acum. Bună ziua, stimate domnule viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, excelență domnule ambasador, stimată doamnă directoare a Fundației Soros Moldova, stimați colegi, onorată asistență, bine ați venit la evenimentul de astăzi. Astăzi lansăm, dăm startul în spațiul public a unui proiect de asistență tehnică în domeniul protecției consumatorului, proiect care urmează să fie implementat de către Centrul Analitic Independent Expert Group, în parteneriat cu Institutul pentru proiect finanțat de către Fundația Soros Moldova și este proiect finanțat de către Delegația Uniunii Europene și cofinanțat de către Fundația Soros Moldova. Eu voi, înainte de a prezenta detaliile acestui proiect, aș vrea să ofer cuvânt economice și digitalizării cu un cuvânt de vă rog. Bună ziua, stimați colegi, prieteni, domnule ambasador, doamnă director, directoare, colegi, parteneri, suntem aici pentru a pune începuturile unui proces, sau mai bine zis, de a continua un efort foarte important, ori, dintr-o anumită perspectivă, unul din rolurile de bază ale statului atunci când acesta se implică în economie, este desigur că de a seta reguli clare și de a asigura respectarea acestora. Și latura de protecție a consumatorului este una dintre cele mai proeminente moduri în care statul reglementează, pentru că noi desigur că avem o agendă foarte agresivă, să-i spun așa, pe dereglementare, dar noi niciodată n-am spus că noi nu vrem reguli. Noi vrem reguli clare, noi vrem reguli în care toți să se simtă protejați și antreprenorii, dar și consumatorii să se simtă într-un mediu prielnic pentru a se dezvolta. De aceea și noi ca principalii beneficiari, inclusiv cu Inspectoratul Protecția Consumatorului acestui proiect, abia așteptăm să ne implicăm în lucrările acestui proces, pentru că aici avem mult de lucru, ori dacă este un mod prin care noi în cel mai direct mod facem un bine fiecărui om din această țară, fie asta vorba de serviciile pe care le consumă, fie asta vorba de bunurile sau produsele pe care le achiziționează, este vorba de asigurarea minimului de drepturi pe care trebuie să le protejăm împreună și aici avem actori cheie, cum ar fi Inspectoratul, cum ar fi CNPF, cum ar fi alte instituții din acest lanț extrem de important. Asta protejează fiecare cetățean atunci când acesta este în postură de consumator. Asta asigură reguli clare și unice pentru toți jucătorii de pe piață și de aceea este una dintre prioritățile noastre cu siguranță. Mai mult ca atât, astfel suntem tot mai aproape de piața unică europeană, care este principalul mod prin care noi putem să aducem beneficii clare economiei Republicii Moldova. De aceea, în primul rând, colegii la Expert Group, vă mulțumim mult pentru parteneriatul deja de ani la rând și colegii de la IPRE, desigur, pentru că avem multe procese în care lucrăm. Domnule ambasador și partenerilor din Uniunea Europeană, mulțumiri pentru acest suport, de care cu siguranță o să beneficiem și încă o dată succes în implementarea acestui proiect. Mersi.
Mulțumim, domnule viceprim-ministru. Prezența dumneavoastră la acest eveniment este foarte importantă pentru că domeniul protecției consumatorului ține de ministerul pe care îl conduceți și mai mult decât pe lângă rolul foarte important al acestei dimensiuni a protecției consumatorului pentru o economie sustenabilă, o economie europeană, o economie integrată în piața unică europeană. Avem și o componentă de digitalizare, despre care vom vorbi atunci când vom prezenta activitățile. De ce mă bucur să vă văd prezent astăzi aici, dar și a colegilor noastre din cadrul Ministerului. Văd că ați venit în... Este un semn că Ministerul tratează acest subiect drept unul prioritar. Am menționat că este un proiect care este finanțat de către delegația Uniunii Europene și cu această ocazie am onoarea să-l invit cu un cuvânt de salut pe ambasadorul Uniunii Europene, domnul Majeix. Please, Excellency, you have the floor. Deputy Prime Minister. Domnule prim-ministru adjunct, reprezentanți ai instituțiilor, doamnă director și dragi participanți, cu mult drag sunt alături de dumneavoastră aici pentru lansarea acestui proiect finanțat de UE, numit Consolidarea Cadrului de Protecție Consumatorilor în Republica Moldova, care este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Expert Group. Acest este un element important în agenda Uniunii Europene și în procesul de integrare. De asemenea, reprezintă un element central în elaborarea politicilor în cadrul UE. Iată de ce este atât de important pentru Republica Moldova în procesul de aderare, pentru că aceasta va avea o parte importantă în procesul de negociere. Poate mulți dintre dumneavoastră știți că primul cluster sau grup de întrebări de negociere a fost deschis, este grupul 2, piața internă, care are o componentă dedicată protecției consumatorilor. Și cred că acest proiect este o ilustrare foarte bună a ceea ce noi deja am început să explicăm, și anume că negocierea asupra taxelor și aspectul legislației este mai simplă parte, dar partea dificilă este implementarea și asigurarea că instituțiile care sunt responsabile de implementarea acquis-ului sunt destul de puternice și calificate pentru această poziție. De ce este acest lucru important? Pentru că noi cu toții în această sală, noi cu toții suntem consumatori. Noi cu toții utilizăm servicii și produse și iată de ce vrem să fim protejați de practici incorrecte. Noi credem că afacerile au responsabilitatea aceasta și trebuie să își reamintească aceasta în elaborarea produselor lor. Și nu doar pentru că au această bună voință, dar pentru că este și acest cadru prin care ei sunt obligați să facă asta. Și prin urmare, politica de protecție a consumatorului eficientă asigură că piața funcționează în mod corect și interesele lor sunt în rândul obiectivelor cheie ale politicilor UE. În Republica Moldova sunt mai mult de 10 instituții care lucrează în domeniul protecției consumatorilor pentru diferite sectoare. Produse alimentare, produse nealimentare, zboruri, bilete de zbor, servicii financiare, servicii de telecomunicații și multe altele. Și de fapt sunt și unele sectoare în care, ca să ne asigurăm, există, sunt supravegheate și de instituțiile ONU în aceleași sectoare. Prin urmare, acest fragment de sistem devine și mai dificil pentru consumatori atunci când ei întâmpină provocări legate de calitatea produselor procurate, achiziționate și serviciilor și, de asemenea, face viața dificilă și pentru mediul de afaceri. Consolidarea capacităților instituțiilor moldovenești este esențială pentru determinarea produselor care nu sunt în conformitate cu legislația care se aplică și care nu corespund în modul potrivit. Deci, produsul pe care și proiectul pe care lansăm astăzi ne va ajuta la elaborarea unui mediu oportun pentru facilitarea
comunicării interacțiunilor între instituții și care au de-a face cu protecția consumatorului, ca să asigurăm o aplicare mai bună a legislației în domeniul protecției consumatorului și soluționarea petițiilor consumatorilor și consolidarea încrederii consumatorilor în sistemul moldovenesc. Și, de fapt, unul dintre exemplele mele favorite în ce privește beneficiile integrării în Uniunea Europeană se referă la domeniul protecției consumatorilor și anume plăcinta cu brânză și fără brânză, acest exemplu, pentru că deja cred că este exemplu ușor de explicat. Ca să înțelegem de ce aceste lucruri care par abstracte legate de protecția consumatorului, de fapt reprezintă aspecte importante atât pentru consumator, cât și pentru mediul de afacere, ca să ne asigurăm un mediu echitabil. Un aspect important al proiectului este legat de educația consumatorilor, instruirea consumatorilor, care aduce numeroase beneficii consumatorilor și mediului de afaceri. Aceasta va ajuta consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză și să se protejeze de acțiunile rău intenționate. Și cred că Moldova și organizațiile societății civile joacă un rol activ nu doar în acest domeniu, dar și în susținerea instituțiilor de stat ca să îmbunătățească capacitățile în efectuarea mandatelor lor. Noi încurajăm societatea civilă și organizațiile să-și continue aceste activități și să susțină guvernul în reformele din numeroase sectoare. De ce este lucrul și acesta important? Pentru că noi mergem înainte spre integrarea europeană și nu doar ca guvern, nu doar ca delegație UE și nu doar ca societate civilă și organizații ale societății civile, dar că pentru că suntem toți împreună. Mulțumim! Cofinanțat de către Fundația Soros Moldova, deci eu invit cu cuvânt de salut directoarea executivă Fundației Soros Moldova, Daniela Vidaicu, vă rog. Bună ziua! Stimate domnule ambasador Mașeix, stimate domnule ministru Alvaiba, stimați colegi, stimați domni directori ai autorităților publice din domeniul protecției drepturilor consumatorilor, sectorului drepturilor consumatorilor în Republica Moldova este o prioritate pentru noi toți și pentru ca să ne asigurăm că fiecare persoană din Republica Moldova are acces la o piață de produse și servicii sigure, de calitate, accesibile și care să răspundă nevoilor și necesităților tuturor care trăim aici în Republica Moldova. Fundația Soros Moldova este onorată să facă parte dintr-o echipă extrem de profesionistă alături de partenerii din societatea civilă, Expert Group și IPRE și să susțină alături de Uniunea Europeană proiectul Consolidare a cadrului de protecție a consumatorilor din Republica Moldova, care urmează să fie implementat în următorii 2 ani, pentru a îmbunătăți mecanismele naționale legale, dar și instituționale, privind protecția și promovarea drepturilor consumatorilor. În contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și în special în vederea transpunerii capitolului 28, protecția consumatorilor și a sănătății din acquis-ul Uniunii Europene, Fundația susține dezideratul de asigurare a drepturilor consumatorilor, încurajând autoritățile, mediul de afaceri, societate civilă, cetățeni și alte părți interesate să promoveze și să asigure respectarea lor pe scară largă. Măsurile europene de protecție a consumatorilor, la care urmează să se alinieze Republica Moldova, vizează protecția sănătății, așa cum s-a menționat și mai sus, a siguranței și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor, indiferent de locul unde aceștia trăiesc, locuiesc sau au acces la piață în tot spațiul european. Astfel, protecția drepturilor consumatorilor nu doar sporește încrederea dintre consumatori și furnizori, dar contribuie semnificativ la creșterea calității și nivelului vieții, a rezilienței sociale, dar și asigură o concurență loială pe piață, elemente cheie pentru a atrage investiții și a dezvolta o economie durabilă în Moldova. Sistemul de asigurare, promovare și respectare a drepturilor consumatorului este unul foarte complex și cuprinde în Republica Moldova o listă impunătoare de instituții, așa cum menționa și domnul ambasador, instituții responsabile care urmează a fi consolidate, responsabilizate și susținute pentru a crea o sinergie și cooperare transparentă și eficientă în vederea informării, educării și acordării suportului necesar pentru toți consumatorii din Republica Moldova, inclusiv consumatorii din diferite categorii vulnerabile. În mod special. În acest sens, proiectul își propune, așa cum va fi discutat mai târziu, să
acorde asistența autorităților publice locale în vederea armonizării cadrului normativ la acquis comunitar, ceea ce este o prioritate importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova, creare de platforme digitale pentru adresarea petițiilor consumatorilor în timp util pentru toți consumatorii din Republica Moldova, susținerea unei campanii de informare pentru toți oamenii, pentru ca să-și cunoască drepturile și toate mecanismele legale de a respecta aceste drepturi, dar și încurajarea și crearea unui centru european al consumatorilor cu rol de asistență și consultanță. Menționăm că respectarea drepturilor consumatorilor și răspunde obiectivului strategic al Fundației Soros Moldova. Noi avem un obiectiv strategic care se numește reziliență socială și economică și corespunde priorităților noastre pentru promovarea unei societăți deschise în care toate drepturile omului sunt respectate. În acest sens, exprimăm gratitudine pentru suportul extraordinar oferit până în acest moment de către Uniunea Europeană, Republicii Moldova, pentru ca să dezvoltăm o societate sustenabilă, deschisă și o societate democratică și mulțumim foarte mult pentru că încurajați și susțineți partenerile strategice cu societatea civilă în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim. Acestea fiind spuse, slide-uri despre proiect. Da. Deci, contextul cumva este clar pentru toți. În contextul procesului de integrare europeană, noi avem de implementat capitolul 28 din acquis-ul comunitar, care prevede o serie de directive și cerințe exacte pentru a reforma cadrul de protecție a consumatorului. La moment avem și putem discuta în următorul panel ce urmează. Avem două probleme majore legate de acest domeniu. Deci, pe de o parte, avem o serie de vulnerabilități și chiar slăbiciuni legate de cadrul instituțional și probabil și cadrul legal. S-a menționat că sunt foarte multe instituții cu acest mandat de protecție consumatorului în limita domeniului de activitate, dar de cel mai deseori constatăm că acest subiect nu este tratat de prioritar neapărat de toate instituțiile vizate. Inspectoratul de stat pentru protecția, Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorului, care este instituția principală ca și punct focal în acest spectru, în această constelație de instituții cu mandat de protecție a consumatorului, are un mandat incomensurabil cu capacitățile instituționale ale acestei instituții. Și avem și unele constrângeri, putem spune așa, provocări cu privire la implementarea cadrului legal, în special e vorba și de acea lege cu privire la supravegherea produselor care a fost recent aprobată și încă urmează să fie pusă în aplicare. Și aici domnul ambasador a menționat foarte corect că pe lângă provocarea de a elabora cadrul legal în conformitate cu acquis-ul comunitar, este necesar de a asigura și implementarea acestuia. Deci aceasta este așa pe scurt prima problemă și a doua problemă, totuși avem un nivel scăzut de informare. Apropo, și o problemă ce derivă din prima problemă este un nivel insuficient de încredere a consumatorilor în capacitatea statului de a-i apăra drepturile, având în vedere că avem foarte multe instituții, deseori consumatorii sunt induși în eroare la ce instituții să apeleze și eu cred că cu toții înțelegem și conștientizăm această problemă, că cu toții în această sală și nu doar, suntem consumatori atunci când mergem la supermarket, cumpărăm produse alimentare, când ne alimentăm mașinile, când procurăm jucării pentru copii și așa mai departe. Deci cu toții suntem consumatori și sunt sigur că am avut cu toții experiențe, cu toții cred că am ajuns la concluzia că domeniul protecției consumatorului trebuie fortificat, spunem mai laconic. Și a doua problemă, cumva derivă și din prima problemă, ține de un nivel scăzut sau un nivel insuficient de informare.
a consumatorilor despre drepturile sale, un nivel scăzut de conștientizare a consumatorilor despre modul cum aceștia își pot revendica drepturile, cum, ce trebuie să facă atunci când simt sau cred că drepturile sunt, drepturile de consumator nu sunt respectate. Și, în general, avem un nivel insuficient de implicare a societății civile în acest, în acest domeniu. Noi susținem și apreciem deci suportul Uniunii Europene în acest sens, dar realist vorbind, da, punând cu toții mâna pe inimă, eu cred că societatea civilă încă trebuie să, să se focuseze mai mult pe acest domeniu și să avem mai multe proiecte, activități, instruiri și alte activități din partea societății civile care să fortifice, care să promoveze drepturile consumatorului. Dar avem și o oportunitate în acest context. Am menționat, este suportul din partea partenerilor de dezvoltare, Uniunea Europeană, Fundația Soros Moldova. Eu sper că se vor alătura și alte instituții la această cauză a promovării drepturilor consumatorilor și avem deschiderea Ministerului de Profil, avem și deschiderea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Alimentare și Protecția Consumatorului și sper eu și altor instituții cu mandat în, în acest domeniu. Bine, pe scurt, am menționat deja care sunt date, care sunt donatorii și, și implementatorii. Perioada de implementare a proiectului este 24, a început în iunie 24 și va dura până în, a început în ianuarie 24 și va dura până în iunie 26. Și obiectivul general este creșterea gradului de înțelegere și aplicare a drepturilor consumatorilor în Republica Moldova. Sunt două obiective specifice ale proiectului. Primul și ambele obiective derivă din acele două probleme pe care le-am menționat. Primul obiectiv vine să adreseze prima problemă, deci e vorba de asistență tehnică foarte concretă pentru minister, pentru Ministerul de Ramură, pentru instituțiile vizate în sensul alinierii cadrului de protecție a consumatorului la acquis-ul comunitar. Și al doilea obiectiv ține de sporirea cunoștințelor consumatorilor privind drepturile sale și împuternicirea acestora în revendicarea drepturilor, drepturilor consumatorilor. Pe scurt despre activități. La primul obiectiv avem activități nemijlocit legate de asistența Ministerului în evaluarea lacunilor sau aspectelor care, care trebuie aliniate, ce țin de cadrul legislativ și cadrul instituțional. Vom formula, în baza unei analize, de, în baza unei evaluări a cadrului legal și instituțional, vom formula o serie de recomandări practice în vederea alinierii la acquis-ul comunitar și vom asista Ministerul de Ramură, Ministerul Economiei și Dezvoltării Economice și Digitalizării, în alinierea nemijlocită a, a, cadrului, a cadrului legal. La al doilea obiectiv, deci la primul obiectiv am dat să menționez o activitate foarte importantă ce ține de, de digitalizarea procesului de depunere a petițiilor din partea consumatorilor. Acest sistem sau acest instrument digital va fi o extensie a sistemului de e-petiții care va fi elaborat de către Agenția pentru Guvernare Electronică și vom avea o extindere, o extensie acestui sistem pentru domeniul protecției consumatorului, adică vom avea un modul destinat petițiilor, ceea ce înseamnă că deci consumatorii, fiecare consumator va putea depune petiția în mod digital, în mod electronic, va putea monitoriza statutul petiției, va putea vedea la ce instituție este examinată petiția și practic vom crea acel instrument digital care va face, va facilita
procesul de depunere și de administrare a petițiilor, apropiind consumatorul de stat în sensul promovării și protejării drepturilor consumatorilor. La al doilea obiectiv, pentru a promova drepturile consumatorilor în societatea civilă și în rândul publicului larg, vom crea o instituție foarte importantă care se numește Centrul European al Consumatorului. Va fi o instituție independentă, non-guvernamentală, având ca și membri fondatori Expert Group, IPRE și CRJM, trei instituții cu reputație și experiență în domeniul administrării asociațiilor obștești, care vor facilita transpunerea bunilor practici de administrare a ONG-urilor, asociațiilor obștești asupra acestei instituții. Va fi o instituție cu un model de guvernanță exemplar. Deja am identificat și membrii independenți ai board-ului acestei instituții și suntem în proces de înregistrare. Funcția acestei instituții va fi de a informa consumatorii cu privire la legislația privind drepturile consumatorului, atât legislația națională, cât și legislația europeană. Va oferi asistență consumatorului pentru formularea diferitor reclamații sau petiții în vederea soluționării eventualelor dispute. Va consulta consumatorii cu privire la drepturile acestora. Va ajuta consumatorii în soluționarea litigiilor, inclusiv litigiilor transfrontaliere. Va fi una din instituțiile, una din organizațiile non-guvernamentale lider în promovarea drepturilor consumatorilor. Și nu în ultimul rând menționez că Republica Moldova va adera la acest club de țări Uniunii Europene, unde funcționează aceste centre europene ale consumatorilor. În toate țările membre aceste centre funcționează. În majoritatea sunt, exact cum am descris, sunt centre independente, asociații obștești. Și Republica Moldova, încă neaderând la Uniunea Europeană, în avans va putea demonstra că este cu adevărat o țară cu aspirații europene, având un asemenea centru funcțional. Deci, în cadrul proiectului nostru vom avea o componentă de subgrantare pentru acest centru, pentru a ne asigura că putem angaja personal calificat, că vom putea pune la punct o guvernanță adecvată internă. Apropo, curând vom lansa și apelul public, concursul public pentru identificarea directorului sau directoarei acestui centru și vom acorda asistență tehnică acestui centru în vederea creierii procedurilor interne și activităților de dezvoltare, inclusiv fundraising pentru acest centru. Mizăm în acest sens pe suportul partenerilor de dezvoltare în punerea temeliilor acestei importante instituții, Centrul European al Consumatorului. Pentru că pe lângă, evident, inspectorat, pe lângă alte instituții de stat mandatate cu protejarea drepturilor consumatorului, este important să existe o instituție independentă, o instituție non-guvernamentală care să promoveze acest deziderat al protecției consumatorului. Totodată vom implementa o campanie de promovare a drepturilor consumatorilor, vom lucra inclusiv cu instituții din mass media, vom avea și o componentă de subgranturi pentru instituțiile mass media care vor scrie materiale jurnalistice despre domeniul protecției consumatorului.
și totodată o serie de materiale de vizibilitate în acest sens. Evident, principalele instituții, în general, în acest proiect mizăm pe parteneriat cu mai multe instituții, nu, nici într-un caz nu trebuie să fie proiectul unei instituții. Evident, mizăm pe suportul și deschiderea din partea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, care înțeleg că este. Evident, e vorba și de Inspectoratul de Stat pentru supravegherea produselor non-alimentare și protecția consumatorului, care este, cum am menționat, principala instituție abilitată să coordoneze acest domeniu și este este punct focal pentru alte instituții în domeniul protecției consumatorului. Agenția de Guvernare Electronică, anume din perspectiva creării acelui modul de e-petitions, adică modul de gestionare a petițiilor în mod electronic, și mă bucur că am avut deja și o comunicare și deschidere din partea acestei instituții pentru acel modul. Toate celelalte instituții cu atribuții în acest domeniu, la fel, sunt parteneri foarte importanți în acest proiect. E vorba de CNPF cu atribuții în domeniul protecției consumatorului, în serviciul, în domeniul financiar, ANSA pe dimensiunea produselor non-alimentare. Aceste subiecte vor fi discutate, apropo, și în următorul panel, care va fi moderat de colegul meu, Vitare Rapce, unde vom discuta punctual perspectivele instituționale, perspectivele din partea fiecarei instituții vis-a-vis de reforma domeniului protecției consumatorului. Evident, societatea civilă, mass media de profil și comunitatea donatorilor cu interes și activități în domeniu. Fără acești actori, noi nu putem miza pe o reformă structurală, autentică a domeniului protecției consumatorului. Vă mulțumesc pentru atenție și acum voi oferi cuvânt colegului care va modera panelul de discuții. În cadrul panelului vom discuta mai detaliat care sunt provocările acestui domeniu, dar și planurile și viziunile fiecarei instituții în acest sens. Cred că facem o pauză de 2 minute, să rearanjăm un pic sala și apoi începem panelul. Vă mulțumesc! Bună ziua, distinși oaspeți, stimați membri ai acestui distins panel, suntem onorați să vă avem astăzi alături pentru a pune în discuție un subiect atât de important cum este protecția consumatorului. În timp ce întâlneam
oaspeții, discutam cu domnul Dărănuță și chiar l-am provocat cu întrebarea asta. De ce domnule, e atât de important? Dumnealui făcea advocacy pentru protecția consumatorilor și dumnealui zicea că e foarte important acest domeniu. Și l-am provocat cu această întrebare. De ce este atât de important acest domeniu? Domnul, excelența sa, domnul Majeisc, a reiterat oarecum mesajul, pentru că eventual cumpărăm și noi plăcinte. Și ne displace când 80% din plăcintele pe care le cumpărăm sunt eventual nu cu brânză, așa cum sunt declarate, dar cu grăsimi vegetale, trans, care, a cărui limită eventual depășite de multe ori. Și atunci cetățean ajunge să înțeleagă că de fapt ceva nu e în regulă cu acel stat, pierde încrederea în mecanismele pieții și de altfel face un fel de concluzie în ultimă instanță asupra modului în care se guvernează în țară și așa mai departe. De asta ne-am propus să discutăm totuși ce înseamnă o reformă a cadrului de protecția consumatorului, atât la nivel legislativ cât și instituțional, și ce înseamnă asta din perspectiva integrării noastre la Uniunea Europeană. În această tentativă de a dezlega acest ghem, îi avem alături pe doamna secretar de stat, Cristina Ceban, de la Ministerul Economiei și Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vă mulțumim foarte mult. Dumnezeu este specializată pe infrastructura calității și o să poată să deschidă parantezele așa cum ne-am propus. Domnul Sergiu Dărănuță, care este directorul Inspectoratului de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor, era oarecum mult mai accesibil această instituție pentru cetățean când era o denumire mai scurtă, dar este la fel sau poate mult mai accesibilă instituția acum prin mandatul pe care îl exercită, deși denumirea este destul de complicată. Domnul președinte Dumitru Budeanschi, Comisia Națională a Pieței Financiare, vă mulțumim mult pentru această prezență. Instituția pe care o reprezintă este responsabilă de protejarea drepturilor consumatorilor de produse financiare. Vă mulțumim foarte mult și doamne Eurica Butnar pentru prezență. Dumnezeu este ofițer de programe în cadrul Delegației Uniunii Europene din Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, poate cel mai important punct pe ei o să fie pus de un reprezentant a societății civile, domnul Stas Mădan, pe care director de program la Expert Group, pentru care îi mulțumesc că totuși în pofida bolii și a tusei pe care o are, a reușit totuși să ne onoreze cu prezența. Bun, nu o să lungesc prea mult vorba, dar totuși vreau să trec în revistă o reușită mare pe care a bifat-o Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, inclusiv astăzi domnul viceprim-ministru Alaiba a prezentat în guvern un proiect de hotărâre de guvern prin care s-a aprobat o hotărâre prin care se cristalizează modul în care va avea loc cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției consumatorilor. Nu ultimul rând trebuie să menționăm că trei mari importante directive europene au fost transpuse în legislația autohtonă prin modificarea legii prin la protecția consumatorilor, care a intrat în vigoare în februarie acest an. Și în acest context, doamna Ceban, doamna secretar de stat, vrem să întrebăm, totuși, care sunt principalele realizări în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului de protecție a consumatorilor și care este viziunea Ministerului, ce ne așteaptă? Și cum facem ca aceste modificări să fie mai aproape de ceea ce ne-am propus noi ca deziderat, așa cum zice domnul Budeanschi, de Biblia noastră, care este acquis comunitar și transpunerea capitolului 28 din acest acquis. Gata, l-am pornit.
În primul rând, având această ocazie, vreau să mulțumesc delegației Comisiei Europene pentru posibilitatea de a avea un parteneriat frumos cu Centrul Expert Group, cu IPRE și inclusiv Fundației Soros, pentru posibilitatea de a aduce importanța acestui sector, protecția consumatorului, la un nivel mai înalt. Și, de fapt, ne propunem astfel să avansăm și în parcursul nostru european. Avem, în primul rând, un capitol dedicat protecției consumatorului, capitolul 28, despre care s-a mai menționat astăzi, care joacă și rolul de foaie de parcurs de care ne ghidăm în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Este un cadru cuprinzător care asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în Uniunea Europeană și ajută la promovarea unei piețe interne funcționale, competitive. Implementarea și punerea în aplicare a acestui capitol sunt esențiale pentru noi ca minister, pentru noi ca guvern, și considerăm că este absolut important să ne mișcăm cât mai rapid, să avansăm în armonizarea legislației în acest domeniu pentru a oferi consumatorilor noștri aceleași drepturi, aceleași posibilități de protecție ca și consumatorii din Uniunea Europeană. O să mă opresc un pic la principalele progrese înregistrate de autoritățile Republicii Moldova în domeniul protecției consumatorilor și, după cum s-a menționat, avem acea lege națională, legea 105, care este aliniată pe deplin la un șir de directive ale Comisiei Europene și aici mă refer la practicile comerciale neloiale, la directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum, directiva privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și, nu în ultimul rând, la regulamentul de cooperare dintre autoritățile naționale responsabile de asigurarea respectării de implementare a legislației în materie de protecție a consumatorilor. Referitor la subiectul despre care ați menționat și care a fost astăzi aprobat în ședința Guvernului privind cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției consumatorilor, aceasta este o continuitate a implementării regulamentului menționat supra și vine într-o distribuire sau atribuire a celor responsabilități instituțiilor de profil, anume în cooperarea transfrontalieră. La fel, prin acest proiect ne-am propus să simplificăm comunicarea și schimbul de informații prin utilizarea unui formular tip care va facilita toate procesele de comunicare între aceste instituții. Dacă se menționez despre anumite progrese, cred că este cazul să zic și despre acel proiect de lege prin care au fost transferate competențele de protecția consumatorilor în domeniul financiar către CNPF. Astăzi, de fapt, în ședința Guvernului a mai fost aprobată o hotărâre de guvern care vine într-o implementare a legii 162 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Deci, prin acel proiect de hotărâre de guvern a fost modificate 29 de hotărâri de guvern pentru a pune în aplicare această lege. Conform Planului Național de Acțiune avem un plan destul de ambițios pentru anul 2024, dar și pentru anul 2025. Ca și prioritatea numărul 1 este, într-adevăr, noi fiind Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării responsabil de politica în domeniu, prioritatea numărul 1 este de a armoniza la maxim legislația națională cu acquis-ul comunitar. Și, într-adevăr, o prioritate majoră este de a asigura acea comunicare dintre toate autoritățile competente și probabil și de a-i ajuta pe toți să-și asume acele competențe pentru a crea un sistem viabil.
un sistem care să fie înțeles de consumatorul nostru și care ar asigura proceduri, procese absolut transparente pentru fiecare om care consumă servicii, consumă bunuri și care trăiește într-o societate sigură și cred că pentru toți noi, în calitate de consumatori, este important acest lucru. Și noi asta ne propunem și sperăm cu suportul tuturor partenerilor de dezvoltare să reușim acest lucru și în special cu cei prezenți în sală astăzi. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Ne bucur enorm să auzim atâta dedicație pentru dezideratul de crearea unui sistem care să fie de înțeles pentru consumator, pentru că la nivelul în care acum competențele sunt foarte mult partajate de către instituții, adesea consumatorii nu prea știu cui să se adreseze cu petiții și în ce caz. Și ne bucură foarte mult că acesta este unul din obiectivele Ministerului. Vă mulțumim mult! O să vă invit să interveniți și în cadrul discuțiilor ce urmează, pentru că ne propunem să creăm din această discuție o dezbatere de idei și nu neapărat toată lumea să fie de acord, așa că în cazul în care simțiți că nu sunteți de acord, vă rugăm mult să vă expuneți. Domnule Drănuță, totuși autoritatea pe care o conduceți dumneavoastră coordonează la nivel național controlul respectării legislației cu privire la protecția consumatorului. Dumneavoastră aveți statut de punct de contact național, așa se numește acest statut. Ne interesează cum reușiți totuși să realizeți acest rol de punct de contact național cu atâtea instituții care sunt responsabile de protecția consumatorului. Și mai mult decât atât, dumneavoastră publicați raportul la care se uită o țară întreagă, privind modul în care instituțiile statului asigură totuși respectarea prevederilor referente protecției consumatorului. Deci ne interesează să vedem care sunt problemele pe care le întâmpinați, dacă sunt astfel de probleme și eventual cum le faceți față și care este viziunea noastră vis-a-vis de modul în care ar trebui să evolueze instituția pe care o conduceți. Bună ziua! Având în vedere că mi-ați făcut o introducere la început pe partea că fac advocacy pentru protecția consumatorilor, eu am să vin cu o mică replică, deci eu aș vrea să salut nu doar persoanele care sunt în acest panel, dar vreau să spun că conceptul de protecție a consumatorului este foarte larg și avem aici partea pe domeniul anarcetii de protecție a consumatorilor, autoritatea aeronautică civilă, INST-ul, ANTA și mai departe. Deci, în sine, conceptul de protecție a consumatorului este foarte larg. Cum s-a spus, sunt câteva 10 instituții care au acest domeniu. Nu mai vorbesc de Agenția Fluvială și Agenția nou creată, Agenția Feroviară, care iarăși va fi parte a conceptului național de protecție a consumatorilor. Și atunci acest moment trebuie dimensionat, bineînțeles, și colegii, salut colegii pe această cale în sală. Ceea ce ține de întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor este punctul național de contact, focal point-ul pe toate aceste instituții. Cum facem față provocărilor, numai eu cunosc și șefa direcției raportare, monitorizare și analiză. Este, într-adevăr, este puțin problematic și vă explic de ce. De fapt, ca să fie clar, noi împreună cu Ministerul, de fapt Ministerul ca autoritate centrală și ca reglementator ne indică de a avea în planul nostru de acțiuni cel puțin câteva obiective, dacă le putem spune așa, sau o strategie clară pe domeniul de protecție a consumatorilor, cu diferențierea la două obiective centrale pe fiecare instituție în parte și având în vedere că ne-am pus un obiectiv sau avem un plan de implementare, el se va finaliza cu un raport care va fi ulterior, va fi prezentat inspectoratului și noi mai departe raportăm ministerului. Da, într-adevăr, sunt anumite greutăți. La sfârșit de an se lucrează în regim manual,
acolo unde nu sunt sau nu se livrează datele la în termen, atunci telefonăm, insistăm ca să avem acest raport. În rest, despre raportul în sine, cât el este de complex, cred că ar putea să ne spună mai mult poate Ministerul de Ramură, dar ne străduim ca la etapa de raportare să fim și în termen și la nivel de consistență să fie un raport clar, un raport pe înțelesul atât a autorității publice centrale, adică a Ministerului, cât și a consumatorului, fiindcă până la urmă este un raport consolidat care va fi postat pe pagina Inspectoratului de Stat. Frumos. De altfel, ne bucură să înțelegem că una din componentele proiectului se pliază perfect pe nevoile dumneavoastră, deci crearea acelui sistem informațional automatizat de petiționare ar trebui să permită dumneavoastră sau să faciliteze agregarea datelor și prelucrarea acestor date vis-a-vis de modul în care, câte adresări au fost, ce instituții sunt cele mai petiționate, eventual cum a fost soluționat în termen sau nu. Dar știu că domnul Budeanschi are o părere aparte legată de petiții și eventual modul în care aceste petiții merită sau trebuie a fi adresate într-o discuție așa cu dumnealui, chiar a lansat un punct foarte interesant, a zis că domnule, ar fi bine ca aceste petiții să ajungă la noi după ce eventual a fost o etapă preliminară de petiționare adresată prestatorului de servicii sau eventual agentului economic, care poate soluționează problema fără intervenția autorității în mijlocit responsabile de reglementare acelui domeniu sau de supravegherea protecției consumatorului. Domnul Budeanschi, dacă ați putea să elaborați mai mult vis-a-vis de rolul instituției dumneavoastră și constrângerile pe care le întâmpinați în totuși exercitarea acestui mandat foarte important. Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitația aceasta și ocazia de a veni cu arriva opinii. De asemenea, mulțumesc finanțatorilor că au găsit resurse pentru acest domeniu foarte important. Și acum deja echipa de implementare de voi depinde succesul, adică finanțatorii treaba și-au făcut-o. Acum urmează ca dumneavoastră, ca echipă, să veniți cu livrabilele care le așteaptă probabil și consumatorii, dar și finanțatori. Eu, înainte de a ajunge la subiectul cu petițiile, aș vrea totuși să spun două cuvinte care au fost puse în diferite forme legate de protecția consumatorului în general ca importanță. Noi, probabil, în această sală toți împărtășim ideea că vaca sacră a economiei este competiția. Fără o protecție a drepturilor consumatorilor, noi nu putem să avem un mediu competițional care să producă această plus valoare. Cu alte cuvinte, de a face economia să fie eficientă. De aia, protecția consumatorului este un element fundamental, el se observă și în reglementările Uniunii Europene, el cumva și conceptual există și în construcția noastră instituțională în Republica Moldova. S-a implementat bine sau rău, asta deja este alt subiect. A fost în atenție suficient sau nu? Eu cred că poate pe parcurs o să fie și alți colegi care o să poată să vină cu aceste aprecieri. De asemenea, este important de spus că instituțiile care sunt implicate în protecția consumatorului sunt, după cum a spus domnul, sunt foarte multi și nu trebuie de văzut instituțiile doar dacă au un mandat pe protecția consumatorilor. Eu pot să vă aduc câteva exemple unde o să vedeți că sunt instituții fără cooperarea cărora va fi greu de ajuns la rezultate foarte bune și sunt aici toate instituțiile de reglementare, cum este ANRIEU, Banca Națională. Deci, chiar dacă nu au un mandat direct, dar cooperarea cu ei
pe anumite subiecte este crucială în îmbunătățirea protecției drepturilor consumatorilor. Acum, noi putem să spunem că, de regulă, atunci când aducem în discuție protecția consumatorilor sau drepturilor consumatorilor, se vine cu ideea la petiții. Și, de fapt, majoritatea din consumatori, cam cu această idee, cumva vin pe primul plan. Este nevoie de menționat că, cu adevărat, mecanismul de petiționare este important în protecția consumatorilor, dar el deja este un indicator mai curând a rezultatelor activității instituțiilor care au mandat de protecție a drepturilor consumatorilor în setarea unui cadru corect, în capacitatea instituțiilor de a institui supravegherea, controlul acestor activități. Deci, iar mecanismul de petiții este cumva aceea ce scapă de iată, aceste activități de bază. Noi, din iulie anul precedent, după ce am preluat mandatul pe întreg sistemul de protecție a drepturilor consumatorilor pe servicii financiare, și aș vrea aici să aduc o paranteză că CNPF era responsabil de protecția consumatorilor, de exemplu, pe asigurări. Și vreau să vă spun o chestiune care probabil se observă, dacă cineva este mai aproape de CNPF, cum CNPF și-a schimbat accentele după ce a preluat mandatul de protecție a consumatorului. Adică aceeași instituție, având un mandat mai larg, după aia aceeași instituție, având un mandat mai îngust, începe să reseteze accentele. Vede acest mandat mai larg, mai în detaliu și este bine de ținut cont că atunci când vorbim de sectorul protecției drepturilor consumatorilor, nu s-a intervenit și când s-a transferat acest mandat, nu s-a intervenit în cadrul legal existent de până la iulie 2023. Adică noi facem practic în același cadru de reglementare. Și iată aici noi ne-am trezit cu foarte multe petiții, cu un șir de activități, care, de fapt, o petiție pentru noi înseamnă nu un răspuns la o scrisoare, cum poate mulți consideră. Fiecare petiție este un proces administrativ, de fapt, este un control individual. Îl poate ține o lună sau mai mult, dacă nu se reușesc anumite lucruri de dus la bun sfârșit. Adică noi avem peste 300 de procese de aceste individuale. Noi, de asemenea, putem constata că, fiind același cadru legal, avem sectorul bancar, de exemplu, și sectorul creditării nebancare, care foarte mult diferă prin numărul petițiilor. Deci trebuie să ne punem întrebarea, de ce? De ce unii furnizori cumva sunt mai puțin disciplinați decât alții? Și aici noi trebuie să venim cu măsurile de supraveghere, măsurile de control, astfel că să impunem aceleași reguli sau același comportament, de exemplu, ca și la bănci. Și suntem siguri că în timpul apropiat acest lucru o să se întâmple. O să se întâmple și din perspectiva că noi începem să aplicăm și măsuri care o să afecteze sau o să pună în gardă prestatorii de servicii, de servicii financiare, în privința pierderii clienților. Și unii din ei deja cumva spun că comunicarea pe anumite subiecte îi afectează și ei sunt gata să ia măsuri preventive. Și avem o parte din prestatorii de servicii de creditare, de exemplu, sectorul nebancar, care au îmbunătățit foarte mult și modul de operare, dar și
normele interne, astfel încât să aibă cât mai puține reclamații. Noi, în cadrul legal existent, suntem obligați să analizăm toate petițiile care vin la noi. Acum noi avem așa o situație, când petițiile vin la noi, noi chemăm prestatorul de servicii să ne ofere informația pe petiție respectivă și peste o bucată de vreme constatăm că petiționarul vine și solicită închiderea procedurii administrative sau retragerea petiției, fiindcă s-au împăcat cu furnizorul. Noi nu avem la ziua de azi dreptul legal să-i trimitem direct la furnizor. Și aceasta urmează să fie modificată în timp apropiat, astfel încât această oportunitate de a se împăca să fie dată sau de a rezolva problema care a apărut între consumator și furnizor să fie rezolvată într-un mod mai operativ. Aceasta ar fi o optimizare și pentru resursele noastre, astfel încât noi mai mult am putea să ne axăm pe activitate de supraveghere și control. O să mă opresc aici, dacă o să mai avem întrebări, eu cu drag o să răspund. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Surprinzător de laconic ați fost, pentru că știu că aveți ce spune și aveți multe de spus, dar presupun că o să interveniți ulterior cu comentarii. Ce înseamnă din perspectiva totuși Comisiei Europene un cadru consolidat a protecției consumatorului? Cum vede Uniunea Europeană, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, un cadru consolidat? Unde trebuie să ajungem? Doamna Bătnară, vă rog. Da, bună ziua tuturor. Sunt onorată să fiu parte din acest panel astăzi. O să încerc să răspund la întrebare foarte succint. În primul rând vreau să menționez că cadrul sau domeniul ce ține de protecția consumatorului a fost reglementat sau coordonat și anterior, când a fost semnat acordul de asociere și de CFTA, deci au fost impuse anumite cerințe față de transpunerea legislației europene. Acum, dacă vorbim de procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, vreau să menționez că aceste atribuții au crescut semnificativ, deci trebuie să transpunem legislația așa cum este, în special atunci când vorbim de regulamentele Uniunii Europene. Și aici aș vrea să zic că aspecte ce țin de domeniul consumatorului, protecției consumatorului, sunt impuse practic în toată legislația Uniunii Europene. Deci nu este văzută ca un domeniu separat. În mare parte, în toate sectoarele, trebuie să se țină cont de drepturile consumatorului atunci când se elaborează anumite acte legislative. Și aici aș vrea să vin cu câteva noutăți care urmează în acest domeniu la nivel de UE. Una dintre aceste noutăți este că în ultimii ani s-au verificat datele statistice și 50% din produsele neconforme care au fost confiscate la intrarea pe teritoriul Uniunii Europene vin din comerțul online. Prin urmare, în 2022 a fost elaborat și aprobat un act legislativ la nivel de țările membre UE care impun anumite responsabilități celor care comercează produse online pe teritoriul UE, indiferent de locul înregistrării sau de țara înregistrării companiei. Adică dacă vrei să vinzi pe teritoriul UE, trebuie să respecti anumite cerințe. Și o să detaliez un pic din aceste cerințe. Un alt regulament care vine să consolideze actul care a fost în 2022 elaborat este regulamentul privind siguranța generală a produselor, care a fost aprobat anul trecut, mai puțin de un an în urmă, la nivel de Comisie Europeană, care prevede că toți comercianții care vând produse online trebuie să se înregistreze pe o platformă a Comisiei Europene, care se numește Safety Gate, și prin înregistrarea aceasta se asigură respectarea sau asumarea anumitor atribuții față de consumatorii de pe piața Uniunii Europene. Există și alte inițiative care țin de economia circulară. Deci acum, în februarie 2024, Consiliul și cu Parlamentul European au ajuns la un consens în ceea ce ține de repararea produselor. Deci urmează să fie adoptat un nou act legislativ
care va reglementa modul în care produsele sau consumatorii pot solicita repararea acestora. Aici mă refer în special la electrocasnice, mașini de spălat, frigidere, telefoane mobile și așa mai departe. Deci și această directivă vine să ajute consumatorii ca să consume responsabil, dacă ne referim la electrocasnice. Deci inclusiv directiva, regulamentul privind la, la siguranța generală a produselor prevede o platformă IT pe care companiile se înregistrează, dar și noul act legislativ cu privire la reparare, o altă platformă pe care consumatorii vor putea să trimită această solicitare online, iar la fel online va fi selectat și cel care repară, după care, prin această modalitate, se va extinde garanția legală cu încă 12 luni. De ce menționez toate aceste lucruri? Poate pentru cineva este ceva foarte tehnic. Da, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, vreau să zic că în ultimul un an jumătate excelează la transpunerea legislației europene pe domeniu, însă, din punctul nostru de vedere, transpunerea este un cel mai simplist proces din întreg lanțul ce ține de implementare și, în general, alinierea la bunele practici europene. În mare parte, domeniul protecției consumatorului, atunci când vorbim de transpunere, necesită costuri foarte mari. Am dat doar câteva exemple care necesită crearea de platforme, instrumente IT care ar ajuta implementarea legislației, dar avem, de exemplu, la moment Ministerul cunosc că lucrează la soluționarea petițiilor transmise în, de către mai mulți consumatori și examinarea lor sub un, într-un singur caz, și aici se cere crearea de alte entități numite în directivă, deci sunt alte instituții care trebuie să fie create și asta iarăși implică costuri. Deci când vorbim de cadru consolidat, vorbim nu doar de legi, regulamente sau directive transpuse, dar vorbim de instituții funcționale care au instrumentele necesare la dispoziție pentru a implementa această legislație, pentru că noi cu toții cunoaștem care sunt provocările cu care se confruntă instituțiile din domeniu, în special resursele umane limitate, salariile mici în unele cazuri care determină acest factor de resurse umane limitate. La fel cunoaștem că finanțarea sau dezvoltarea de anumite instrumente necesită bani și cunoaștem că bugetul Republicii Moldova este sub presiune și este foarte greu să se găsească aceste resurse financiare pentru a dezvolta instrumentele care sunt prevăzute în legislația europeană. Și de asta noi suntem foarte bucuroși că societatea civilă a decis să pună umărul la implementarea acestor reforme, pentru că în Uniunea Europeană societatea civilă joacă un rol activ în ceea ce ține de implementarea legislației pe domeniul protecției consumatorului și ne bucură faptul că aceste practici se transpun în Republica Moldova. Noi avem acum două proiecte implementate de societatea civilă, este acesta la care participăm astăzi și mai avem un proiect care este implementat la fel de un ONG local, care va crea un centru unic al consumatorului, centru unic de apel. Este în proces de desfășurare a licitației pentru selectarea operatorului care va implementa acest sistem și sperăm mult și încurajăm societatea civilă să identifice și alte domenii care, da, sunt mai puțin atractive, sunt mai tehnice, dar sunt foarte interesante și pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții cetățenilor în Republica Moldova. Mulțumim foarte mult, doamna Butnar. Deci, accentul a fost totuși pus pe instituții care trebuie să implementeze. Deci trebuie să ne asigurăm nu doar că transpunem legislația, dacă și această legislație este implementată nemijlocit, iar pentru asta e nevoie de instituții. Iar eventual ca instituțiile, care sunt multe la număr, peste 10, iar dacă e să luăm în socoteală și Agenția Feroviară și Cea Navală, ar fi 13 la număr sau chiar și mai mult în devenire, da? E nevoie de o cooperare între ele. Și la moment este hotărârea Guvernului 946 din 2016, pentru care iarăși salutăm Ministerul că
au ajuns mâinile la această hotărâre de guvern și ea se actualizează pentru că componența nominală a așa numitului Consiliu Coordonator pentru Protecția Consumatorului nu este la zi pentru că persoanele nu mai sunt în funcții și acum se fac modificări pentru că această componență a acestui Consiliu să fie instituțională, nu nominală. Și atunci, cum vede societatea civilă totuși? Ce înseamnă pentru societatea civilă coordonarea acestui proces pentru fortificarea instituțiilor și pentru crearea în ultimă instanță a unui cadru consolidat și funcțional și european de protecție a consumatorilor în Republica Moldova? Domnule Madan. Mulțumesc. Se aude, da? Mulțumesc mult pentru întrebare. Sigur că este destul de complicat să adaug ceva după toți distinșii antevorbitori, dar din fericire, pe parcursul anului trecut, noi am avut discuții, focus grupuri, chiar sesiuni de focus grup, cam cu majoritatea instituțiilor care au tangențe în domeniul protecției consumatorilor. Am avut discuții informale, fără camere de luat vederi și am putut, la firul ierbii, să aflăm foarte multe din probleme. Într-adevăr, dacă vorbim din perspectiva integrării europene a Republicii Moldova, acest domeniu al protecției consumatorilor face parte din seria domeniilor de competență partajate dintre Uniune și țara care urmează să devină membra Uniunii Europene. Ori asta înseamnă că, din punct de vedere instituțional, sunt modele foarte diferite. Deci avem exemplul de peste Prut, unde există o singură... Sistemul este centralizat, există o singură instituție puternică, care chiar a băgat frica în toată lumea prin toate acțiunile care le face, dar sunt și foarte multe țări unde acest domeniu este fragmentat, ca și în Republica Moldova, unde din spiritul legii rezultă că în mare parte instituțiile care reglementează și supraveghează domeniul lor de activitate se ocupă adițional și de domeniul de protecție a consumatorului. De anul trecut avem probabil o excepție în cazul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care cumva a preluat domenii care sunt reglementate și supraveghează în special de către Banca Națională a Moldovei și vedem un alt soi de cooperare. Având acest cadru fragmentat cu vreo 10 instituții, evident că cadrul de coordonare este foarte și foarte important, iar acest centru, acest Consiliu Coordonator în domeniul protecției consumatorilor și supravegherii pieței ar trebui să joace un rol mult mai important. Din păcate, experiența arată că până acum el a fost mai mult unul pur formal. Deci a fost cumva o lipsă de dorință reală din partea mai multor instituții de a se implica real în acest proces și aici apare întrebarea, poate ar trebui inclusiv prin anumite instrumente legale să forțăm lucrurile pentru ca Ministerul Dezvoltării Economice să nu fie doar ei care trebuie să se gândească ce să compună pentru că ei duc secretariatul acestui consiliu, dar să fie discuții vii, să fie inputuri din partea acestor instituții, pentru că, având un cadru fragmentat, spre exemplu, a fost indusă inclusiv ideea că este nevoie de o muncă mult mai mare de coordonare, spre exemplu, în uniformizarea practicilor de a face controale. Și, din păcate, acest cadru de coordonare, el suferă nu la nivel strategic, dacă vorbim de acest Consiliu Coordonator, dar și la nivel operațional. Ori inspectoratul domnului Dărănuță trebuie manual să compileze tot acest raport anual, să ia informațiile de la instituții care nu sunt cumva uniformizate și în rezultat noi ce avem de fapt? Că avem o problemă de lipsă de informare a populației și asta se vede inclusiv dacă ne comparăm, spre exemplu, pe anumiți indicatori concreți cu state din regiune. Pregătindu-mă de acest eveniment, am încercat să văd la nivel de petiții cum ne comparăm noi cu România pe un indicator comparabil, dar relevant, și am luat numărul de petiții și reclamații total raportat la 10.000 de locuitori. Ei, iată, dacă în Republica Moldova anul trecut au fost puțin peste 5.000 de petiții sumate
mari de la toate instituțiile, deci cam 20 de petiții la 10.000 de locuitori. În România, deci acest indicator este de 3,4 ori mai mare, deci vorbim de circa 68 de petiții la 10.000 de locuitori și aici este clar că avem și o problemă de informare și de subraportare, da, de fapt, a acestui indicator, pentru că, pe de o parte, nici instituțiile nu au suficiente capacități de a asimila o cerere mai mare, da, trebuie să spunem și acest lucru, mai ales că trebuie digitalizate procesele, iar pe de altă parte și consumatorii nu sunt cei mai bine informați despre cum trebuie să procedeze și această confuzie de multe ori vine inclusiv din cauza și acestor prevederi legale. Spre exemplu, dacă ai probleme cu un operator Avia, dacă ai cumpărat bilet direct de la operatorul Avia, trebuie să te adresezi la autoritatea aeronautică civilă. Dacă ai făcut acest lucru prin agenția de turism, trebuie să te adresezi la inspectorat. Deci și mai sunt multe asemenea exemple și atunci asta evident creează confuzie și asta servește drept argument că trebuie să avem aceste structuri unificatoare și o coordonare mult mai bună a proceselor, pentru ca chiar dacă toate aceste instituții rămân să-și facă treaba pe domeniile lor de competență, consumatorul să nu simtă acest lucru și el să aibă câteva numere sau câteva surse unde poate aplica și respectiv să fie direcționat după domeniul de competență. Cam asta e la moment. Dacă mai apar întrebări, le discutăm. Mulțumim frumos, domnule Madan. Doamna secretar de stat, ceva nu pot să nu vă dau dreptul la replică. Deci, societatea civilă e de părere că trebuie totuși consolidat rolul acestui Consiliu Coordonator. Este acum acest proiect de hotărâri de guvern în discuție publică, pe particip. Întrebarea e deschisă dacă e gata ministerul să vină să pună un accent mai mare pe acest instrument și eventual ce viziune are ministerul vis-a-vis de cum ar trebui acesta să funcționeze. Și dacă procesele verbale acestui Consiliu Coordonator vor fi publicate în rubrica frumoasă pe care o aveți pe site, care este intitulată Infrastructura Calității. Bine, de fapt, suntem într-adevăr în proces de aprobare a hotărârii privind Consiliul Coordonator pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. Acest proiect urmează să fie aprobat foarte curând. Echipa Ministerului lucrează la mai multe procese concomitent și suntem foarte încărcați, dar ne propunem cât de curând să-l aprobăm. După care urmează ca Ministerul să aprobe componența nominală a acestui Consiliu. Evident, vor fi discuții asumate și vom lua în considerare toate opiniile și propunerile care vor veni atât din partea societății civile, cât și din partea instituțiilor de profil, pentru ca acest Consiliu, într-adevăr, să aibă un rol de platformă sustenabilă pentru tot sistemul și să venim într-adevăr cu propuneri concrete, cu fiecare să joace rol așa cum de fapt este prevăzut și în legislația națională. Cred că cu partea de publicare nu va fi o problemă, desigur rapoartele vor fi publicate sau procesele verbale ale ședințelor acestui Consiliu vor fi publicate, dar deja să ajungem cu acea componență nominală și să dăm curs activității acestei platforme și sperăm că va fi într-adevăr ceva sustenabil și viabil pentru toți participanții. Frumos! Timpul trece nemilos, conform agendei noi avem și discuții plenare. Și văzând în sală chiar șefi de instituții cu abilități și competențe în domeniul protecției consumatorului, nu pot să nu totuși invit în acest panel de discuție și pe fostul ministru al economiei, actualul conducător a NRCTI, domnul Gaibu.
ca să își împărtășească și dumnealui viziunea vis-a-vis de cum vede instituția pe care o conduce nemijlocit consolidarea acestui cadru de protecție consumatorului și o să invităm reprezentanții și altor instituții. Am înțeles că directorul ANSA nu a reușit să ajungă, dar avem un ambasador acestei agenții pe care o să invităm să participe cu inputuri valoroase în cadrul panelului. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că s-a ajuns la acest proiect frumos, fiindcă este într-adevăr unul foarte important. Și chiar fiind în viața de altă dată, din start era clar că acest domeniu este unul de lungă durată. Nu este un domeniu în care poți obține rezultate rapide. Și erau câteva direcții pe care trebuiește de lucrat. De fapt, domeniul acesta este foarte complex, este partea regulatorii, într-adevăr, este partea instituțională care era critică și noi am început atunci încă cu o serie de reforme partea instituțională. De asemenea, ne-am adresat și la partenerii de dezvoltare, în primul rând Banca Mondială, cu care am semnat atunci un acord de 50 de milioane de dolari și care începe să dea rezultate, fiindcă este un acord care de mulți ani înainte și este nevoie de fortificat partea, cum am spus, instituțională, partea de interoperabilitate inclusiv cu platforme digitale și la fel sunt alocate resurse în acest scop. Doi, infrastructura de calitate și verificarea calității, fiindcă ea la fel este extrem de importantă pentru ca toate aceste agenții să poată proteja utilizatorii, trebuie să aibă capacitățile de a face acele verificări tehnice, măsurări, ca să confirme dacă un anumit produs este conform sau este neconform și respectiv să asigure acea expertiză în baza căreia să sancționeze acel comerciant care nu și-a onorat obligațiunile față de consumator. Eu aș vrea să mă opresc un pic pe sectorul pe care răspund, fiindcă este un sector care este cu tehnologii constant noi și avem și noi provocările pe domeniul respectiv, fiindcă este vorba, în primul rând, de o lume virtuală, care este o lume paralelă cu cea reală și are o listă de provocări specifice acestui domeniu. Chiar ieri am fost la forumul de guvernanță a internetului și am avut de la fel un panel similar despre care am discutat inclusiv despre utilizatorii de internet și cum se dezvoltă sectorul dat și inclusiv provocările care sunt și la nivel Uniunii Europene, cum ar fi inteligența artificială care creează o serie de și provocări, și lucruri bune, dar și provocări. Am discutat și am pomenit despre riscurile care sunt la acest capitol, inclusiv criptovaluta, iarăși, diferite oferte care sunt propuse cetățenilor, utilizatorilor, sunt supuse unor riscuri și, din păcate, chiar ieri tot am aflat despre un caz nefericit în care utilizatorul din Moldova a fost trișat și a rămas fără resurse financiare. Este un domeniu foarte complex, este bine că s-a adresat la poliție, indiscutabil sunt și aspecte care țin în anumite situații de înșelăciuni care trebuie depășesc chiar și atribuțiile instituțiilor care protejează utilizatorii și respectiv se merge către organele de forță, dar acest domeniu este extrem de complex, extrem de multilateral, un astfel de consiliu este absolut necesar pentru a se discuta toate problemele respective și a face chiar schimb de opinie, cum de tratat în anumite situații astfel de încălcări ale drepturilor utilizatorilor și consumatorilor. Multe situații sunt la interferența diferitor servicii, fiindcă este poate să fie și parte de digitalizare sau servicii digitale, dar și consumuri de produse sau, iată, comerțul electronic care iarăși pune o provocare întreagă și pentru Uniunea Europeană, dar evident vine și la noi în Republica Moldova. Și aici vreau să mulțumesc apropo lui Sergiu Dărânțu, fiindcă noi avem o colaborare foarte bună, o bună parte din petiții vin de la dumnealor către noi și noi le soluționăm. Pe partea noastră și chiar aș vrea să-i mulțumesc echipei, micii echipi din agenție, fiindcă ea este foarte bună și șeful acestei echipe este un diplomat născut de a discuta cu și cu operatorii, cu participanții în cadrul proceselor respective și noi avem circa 700 de interpelări din partea consumatorului anul trecut, dintre care 500 s-au oprit la nivel de consultanță,
nu a mai mers mai departe, dar și avem și circa 200 de petiții pe care le-am tratat și am avut în unele cazuri feedback-uri foarte pozitive. Chiar ieri am primit o scrisoare din partea unui utilizator și mulțumim foarte mult și ne bucură foarte mult că există așa scrisori de mulțumire prin care ne-a scris că își retrage petiția pentru că a fost soluționată problema lui pozitiv, s-a găsit soluția optimă și a mulțumit agenției pentru suportul respectiv. Și eu sper că toți consumatorii să aibă parte de astfel de experiență și să se bucure de protecția pe care o asigură agențiile responsabile de acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mos, o să deschidem acum runda de discuții plenare și eventual dacă sunt doritori în sală să lanseze întrebări, vă rog frumos să ridicați mâna și între timp o să rog băieții din regie să ne ajute cu circularea microfonului către dumneavoastră. Cât timp însă avem o mână ridicată și sunt notificat că avem întrebări sau intervenții, eventual de la conducătorii sau angajații din instituțiile implicate în asigurarea implementării legislației în domeniul protecției consumatorului, totuși o să mă adresez distinșilor noștri invitați. Domnul Budeanski, către dumneavoastră, aveți un site foarte, foarte bine organizat și o spun din experiența pe care am avut-o în cadrul unui proiect de implementare a unui site pentru o agenție de stat. Și e foarte frumos că dumneavoastră la capitolul protecția consumatorului ați încercat să-i segregați pe consumatori după interes. Consumatori de credite, consumatori de depozite, consumatori de alte instrumente financiare, consumatori de servicii de schimb valutar și mai departe. Întrebarea era unele compartimente, cum spre exemplu consumatorii de asigurări, abundă în informații pentru și ghiduri, foarte interesant, pentru furnizori, dar mai mult și inclusiv pentru consumatori. Ghiduri care ajută consumatorii să identifice modul în care pot soluționa problema. Pe alte compartimente, aceste materiale de suport lipsesc. Instituția dumneavoastră a obținut o experiență favorabilă în aceste ghiduri, planificați, elaborați ghiduri și pentru celelalte domenii de care acum sunteți responsabil în ceea ce privește implementarea cadrului de protecție a consumatorului? Mulțumesc pentru întrebare. Aici cumva s-a menționat de câteva ori componenta a treia, să spunem așa, a protecției drepturilor consumatorului, însăși consumatorii. Fortificarea acestora este o sarcină a tuturora celor prezenți în sală. Și aici proiectul care se lansează astăzi ar putea să vină cu un mare ajutor, fiindcă multe componente din educația financiară sunt neacoperite. De asemenea, sunt neacoperite și unele, să spunem așa, educații noi la nivel de fundament, care orice persoană ar trebui să cunoască, indiferent de produsul care îl consumă, apropo. Și aici noi, acolo unde cumva am avut o susținere și în trecut, dar și acolo unde cumva am avut și un mandat înainte, suntem mai bine pregătiți pentru a informa consumatorii, dar pe departe aș spune că suficient. Apropo, în curând probabil o să vedeți și pe, în mass media careva scurte promovări a constatului amiabil, iarăși din asigurări. Noi încercăm să facem cu forță proprii, dar, repet, avem nevoie de un ajutor din partea a treiei parte, cu limbajul a treiei părți și cu preocupările treiei părți. Deci aici cred că proiectul poate face foarte mult pentru toți din cei care sunt cu responsabilități de protecție a drepturilor consumatorilor. Dar am vrut de asemenea să menționez
și rolul acestui Consiliu care s-a vorbit, chiar doar în trecere, dar vreau să atrag atenția că noi suntem destul de buni la implementarea chestiunilor verticale, acolo când putem segrega domeniul. Dar viața modernă, economia modernă, este multidimensională. Este foarte complex și câteodată imposibil să segregheze un domeniu cap-coadă. Și atunci, iată, aceste consilii vor lucra bine atunci când agențiile vor lucra bine. Consiliile vor produce acele rezultate de coordonare atunci când agențiile vor putea înțelege din angajamentul față de consumator ce poate face o altă agenție pentru mandatul lor. Iar cea agenție respondentă va fi atentă la această solicitare. De aia, din acest punct de vedere, acest Consiliu, dacă va avea și o cultură anume pentru a activa, eu cred că va produce rezultate orizontale pentru întreg sectorul de, sau domeniul de protecție a drepturilor consumatorilor. Mulțumim frumos. Preluăm întrebări din sală, dacă sunt întrebări. Vă rog frumos. Cât timp sala se gândește, domnule Dărănuță? Iată, doamna secretar de stat a menționat o directivă foarte importantă care a fost recent transpusă. Este vorba despre soluționarea alternativă a litigiilor. Iar dumneavoastră, sau inspectoratul, mai bine zis, a fost desemnat ca autoritate responsabilă sau desemnată în soluționarea alternativă a litigiilor. Acum întrebarea e următoarea. Câți oameni aveți alocați pentru această sarcină, implementarea acestui obiectiv de asistare a consumatorilor în soluționarea alternativă a litigiilor? Da, într-adevăr. Pardon. Într-adevăr, conform sarcinilor care ni s-a pus de către minister și pe ansamblu ca legislație, SALU sau soluționarea alternativă a litigiilor este o componentă a Inspectoratului de Stat pentru supravegherea produselor alimentare și protecția consumatorilor. Și am căzut, spunem așa, în comun de acord cu ministerul ca să avem un staff de 3 persoane imparțiale, independente, bineînțeles cu posibilitatea de a atrage experți pe anumite domenii, cum ar fi, spre exemplu, pe domeniul financiar sau pe domeniul alimentar, de a atrage experți din domeniul de referință în anumite momente când experții sau personalul care va fi încadrat în cadrul inspectoratului va întâlni aceste dificultăți. Dar odată cu persoanele care vor fi cooptate pentru salul din cadrul inspectoratului, bineînțeles că challenge-ul mare este alocațiile bugetare pentru acest personal, pentru aceste persoane. Noi am făcut și un calcul cumva aferent și costul estimativ pentru crearea salului este în jur de 500.000 de lei din bugetul de stat anual. Eu cred că aceste cheltuieli și la momentul actual împreună cu MDED-ul, noi putem totuși să intervenim în cadrul normativ secundar, dacă putem spune așa, pentru a face față acestei cerințe și acestei obligativități, fiindcă după SAL în Uniunea Europeană vine și SOLU sau soluționarea online a litigilor. Deci noi, ca și cum a spus domnul ministru Gaibu sau de acum cum numește consumatorii utilizatori, înțeleg că a uitat de acum de protecția consumatorilor, este protecția utilizatorilor mai mult. Deci vom încerca să găsim aceste resurse bugetare cu siguranță și să fim și noi în pas cu ceea ce se întâmplă astăzi în legislația Uniunii Europene. Deci doar înțelegem că metamorfoza aceasta va fi în continuare și an de an, va necesita soluții noi, intervenții noi și chiar alocații financiare noi.
Cam asta este despre SAL și despre cum încercăm acum să facem față. Să înțelegem, doamna secretar de stat, că următoarea hotărâre de guvern care urmează a fi aprobată în tempo alert este cea de modificarea hotărârii guvern cu privire la organizarea și funcționarea inspectoratului, nu? Pentru ca să includem în statele de personal și eventual organigrama, să o ajustăm, să reflectăm acea obligativitate de soluționare alternativă a litigiilor. Ca și planuri, desigur, avem planuri foarte, foarte ambițioase și, într-adevăr, și soluționarea alternativă a litigiilor și SOL-ul au fost discutate și la etapa de screening de explicativ la Comisia Europeană. Într-adevăr, ei pun un accent foarte mare pe aceste activități și trebuie să găsim soluții, da, dacă asta impune modificarea prevederilor legislative, normative, cu siguranță o să mergem pe această soluție. Avem la moment acele probleme legate de personal, de salarizare, de bugetări, dar cu pași mici, dar sigur trebuie să ajungem la acele obiective comune pe care le avem și nu doar la Ministerul Economiei, dar pe întreg Guvernul Republicii Moldova pentru a ajunge într-un final în acea familie a Comisiei Europene, a Uniunii Europene. De aceea, da, o să mergem conform planului pe modificări, ajustări legislative, normative, ca să ne conformăm. Deci, domnule Dărănuță, puteți sta liniștit, urmează. O stea importantă în constelația aceasta de autorități este ANSA. Domnul director n-a reușit să ajungă, dar avem ambasadorul. Doamna Marina Dințiu, vă rog frumos să ne spuneți despre cum vede agenția actualizarea cadrului de protecția consumatorului. Ce planuri de viitor? Bună ziua la toți! În primul rând vreau să-mi cer scuză că domnul director general nu a reușit să ajungă la ședință. Ceea ce vreau să spun din partea agenției, într-adevăr, consolidarea cadrului normativ de protecție a consumatorilor reprezintă o prerogativă a țării noastre. Vorbim despre, în acest sens, ca agenție vedem doi piloni de bază. În primul rând, însporirea protecției consumatorului este foarte mult de important de informat consumatorii. Cu regret constatăm că consumatorii la moment sunt puțin informați despre drepturile care le revin. Totodată nu cunosc că statul într-adevăr nu este orientat spre protecția drepturilor lor. Nu cunosc cum să depună o petiție corect. De aceea Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor întotdeauna a fost deschisă să coopereze cu consumatorii. Considerăm necesar informarea consumatorului prin mai multe campanii de informare, care sunt drepturile, cum pot depune o petiție, prin diferite, chiar și prin diferite campanii televizate. Iar și în privința sporirii cadrului de protecție a consumatorului, vedem necesar o cooperare mai strânsă cu operatorii, dacă vorbim pe domeniul nostru, cu operatorii din domeniul alimentar. Cu cât ei vor fi mai informați despre drepturile lor, despre obligațiile care le revin, cu atât consumatorii vor fi mai protejați. De ce aici se unesc trei actori importanți, consumatorii, instituțiile statului și totodată vorbim de agenții economici, fiecare pe domeniul de activitate. Dacă ar fi o cooperare mai strânsă și fiecare ar cunoaște care sunt obligațiile, care sunt responsabilității. Într-adevăr, consumatorii din orice stat și din Republica Moldova ar fi protejați într-o măsură mai mare și încrederea ar fi mult mai mare în autoritățile statului. Mulțumim frumos. Doar cât timp se pasează microfonul, să înțelegem că vara asta mâncăm plăcinte cu brânză, nu cu... Da, dacă chiar s-a lansat panelul discuții cu plăcintele cu brânză, vreau să vă asigur că, într-adevăr, în urma controlului s-a stabilit că foarte mulți operatori deja s-au conformat. Anterior, în luna noiembrie, cred că ANSA
a revenit cu un comunicat de presă și, într-adevăr, puteți sta liniștiți că majoritatea deja s-au conformat la cerințele naționale și îmi consumăm plăcinte cu brânză. Da, avem și catering după eveniment, așa că dacă vedeți plăcinte și sunt cu brânză, să fiți siguri că s-ar putea să fie chiar brânză. Mersi mult! Da, bună ziua! Ion Curmei, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Eu aș vrea să adaug și ceea ce a remarcat antivorbitorul și ca o sugestie și domnul Lupușor, adică a treilea pilon, care este foarte important. Pe parcursul ultimului an de efectuare a diferitor controle, examinare petiții, am constatat o pregătire foarte slabă a acelor persoane care nemijlocit prestează activitatea de comerț. Adică când dumnealor chiar nu cunosc și erau așa ferm convinși că așa ceva, dar nu poate să existe. Adică eu nu am așa obligațiuni și nu am așa drept, spre exemplu, ca să accept returnarea unui produs, ca să, eu știu, să nu permit una sau alta. Și erau foarte surprinși când le arătam, uite, obligațiunea asta, nu că asta este obligațiunea dumneavoastră. De ce aș vrea ca o sugestie de introdus și, nu știu, niște cursuri de pregătire, fiindcă în alte domenii, iată, spre exemplu, la noi, în domeniul executării lucrării de construcție, persoanele se instruiesc periodic, sunt supuși unor examene, verificări a cunoștințelor, iar în domeniul comerțului, adică să nu supere poate cineva care efectuează această activitate, mai puțin se atrage atenția. Adică operatorul de vânzări poate să iei în lipsă de cadre pe orice persoană care știe tabla mulțării și adunarea și scăderea. Dar anume drepturile consumatorilor și obligațiunile prestatorilor de servicii și comerț, adică mai puțin se atrage atenție. Da, cam asta. Mulțumesc. Deci să înțeleg, este un comentariu, nu o întrebare către paneliști? Nu, ca o sugestie de a fi introdus în proiect, da, inclusiv instruirea agenților economici sau operatorilor comercianților. Da. Da, noi avem întrebări în sală, așa că vă rog microfonul să fie pasat. Dacă identificați și dumneavoastră cineva care vrea să ia cuvântul, puteți pasa microfonul către acea persoană. Mulțumim. Noi astăzi avem două economii. Am impresia că nu se aude. Noi astăzi în Republica Moldova avem două economii care în paralel lucrează, completează una pe alta. Economie de piață și economie de stat. Și în economie de piață acolo, da, dumneavoastră punctați că sunt probleme cu protecția consumatorilor, dar ei mai repede se dezvoltă și, să vă spun cinstit, opinia mea personală, că acolo mai mult face concurență decât legislația. Adică, da, legislație trebuie, dar acolo sunt mai puține litigii. Litigii acolo apar numai când este vorba de niște prejudicii, acolo ceva. Dar, de fapt, acolo consumatorul are dreptul să rezilieze relațiile cu furnizorul, să plece la alt furnizor. Și s-a terminat. Adică nu este așa mare necesitate. Și eu vreau să împletez un domeniu care eu l-aș numi, că acolo lucrează procesele nu de protecție consumatorilor, de protecție furnizorilor. Nu de protecție a concurenței, dar protecția a monopolului. Deci, consumatorii de energie, nu toți, energie electrică se, respectă legea protecției consumatorilor, furnizori de energie electrică. Газул, care este tot energie, experții o numesc energie primară, tot respectă aceste prevederi ale legislației. Și există domeniul termoenergetic, unde deloc nu se respectă aceste drepturi consumatorilor. Adică noi am vorbit că consumatorii trebuie să fie egali, da? Și acești consumatori, ei
ei foarte tare se deosebesc de consumatorii care sunt în piața, economie de piață. Adică economia de piață hrănește țara și, de fapt, economia de stat se hrănește din economia de piață. Asta e opinia mea. Și eu, dacă 33 de ani cât există Republica Moldova, eu de mult aștept să fie trasă atenția la protecția consumatorilor și am mari așteptări de la conferința de azi. Deja am ieșit la pensie și tot nu văd mișcări în acest domeniu care am punctat eu. Mulțumim frumos. Dacă ați putea să vă prezentați. Pe mine mă cheamă Igor Biu, sunt manager energetic, de fapt sunt inginer, dar studiez SACET-ul, asta, sistemul centralizat de aprovizionare cu asta, cam vreo 20 de ani. Și chiar am fost invitat în Parlament într-un grup de lucru ce ar trebui de schimbat în acest domeniu și n-am găsit limbă comună cu acei care, cum spune, controlau acest domeniu. Deci domnul Biu a vociferat, de fapt, nemulțumirea tuturor consumatorilor de surse de încălzire termoelectrică bazată centralizată. Da, asta e o remarcă foarte importantă. Domnul Madan are și el o experiență similară și o să intervin aici la subiect. Deci, ceea ce am vrut să zic eu doar este să fim atent la formulări. Economie de piață, economie de stat, adică eu am înțeles ce se are în vedere, că atunci când agenții economici sau sectorul privat fac tranzacții între ei și cooperează, reușesc să o facă mult mai operativ și mai eficient decât o fac atunci când au relații cu statul în general. Dar instituțiile statului sunt parte inerentă, de fapt, a economiei de piață. Noi la Expert Group facem în fiecare an un raport de stare al țării tradițional și divizăm convențional statul sau starea țării în trei componente. Deci este guvernarea, firmele și oamenii. Și noi trebuie să cooperăm între noi și să nu facem această linie de demarcație. Exact. Pentru că în domeniul protecției consumatorului, în general, ca și alte domenii, cum ar fi, spre exemplu, munca informală, combaterea muncii nedeclarate, în general, noi avem această fracturare a contractului social dintre stat și cetățean, dintre firme și stat, și de multe ori, atunci când statul intervine doar și face niște lucruri care în altă parte sunt absolut firești, deci la noi deodată sunt percepute ca intervenționism sau ca un abuz pe care îl face la adresa firmelor sau a consumatorului. De fapt, în general, dacă noi vom interveni cu adevărat și vom implementa tot ceea ce se aprobă în domeniul protecției consumatorului, este o modalitate foarte bună, inclusiv se vorbește foarte mult, spre exemplu, cum putem să substituim mai multe produse de import, să ne protejăm piața autohtonă. Iată, în loc să inventăm tot felul de prostii care contravin normelor Organizației Mondiale a Comerțului, cum ar fi acele 50% pe raft, mai bine ne-am concentrat și am implementat, de fapt, spre exemplu, cadrul de protecție a consumatorului, care a automat foarte multe produse neconforme de import ar fi eliminate de pe piață și s-ar face asta încă într-o manieră destul de dezirabilă și conformă la toate standardele. Domnule Dărânuță, întrebarea a răsunat, cum protejăm totuși consumatorii de gen termic centralizat? Inspectoratul poate eu să intervină? Cer scuze, pot să răspund la întrebarea asta. Reprezint Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Asta am vrut să spun, de fapt. Sunt Alexandru Stăistar, reprezint Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. De fapt, n-a fost vociferată o întrebare, mai mult a fost un comentariu. Eu îți dau mai multe explicații legate de funcționarea sistemului centralizat de energie termică. Deci, domnul cumva a vrut să spună că marea majoritate a consumatorilor care sunt conectați la acest sistem centralizat, deci nu prea au alternativă și, într-un fel, aceasta cumva le subminează protecția drepturilor acestora. Deci, n-aș fi de acord cu această teză, ba din contra, deci vreau să spun că
instituțiile statului, în primul rând de reglementare a Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prin activitatea de reglementare, prin activitatea de monitorizare, prin activitatea de stabilire, calculare a tarifelor corecte pentru energia termică, deci asigură protecția consumatorilor din această categorie, deoarece deci toate calculele din activitatea furnizorului de energie termică, în cazul dat termoelectrică sau alt furnizor, deci ele sunt riguros deci, reglementate, verificate de agenții, deci agenții elaborează acele metodologii în baza la care se calculează aceste tarife, deci agenția este autoritatea care calculează și aprobă aceste tarife pentru ca acești furnizori deci să încaseze doar atât cât consumatorii trebuie să plătească. La fel, agenția deci prin actele sale de reglementare stabilește și deci regulile de bază, deci contractul tip care constituie raporturile de bază între consumator și furnizor. Deci este contractul tip care se încheie de fapt în cazul dat de intermediar ar fi asociația de locatari, pentru că chiar dacă nu sunt contracte individuale, fiecare bloc deci are o asociație de locatari care încheie acel contract cu furnizorii. Și clauzele acestui contract deci sunt din start aprobate de agenții și deci oferă deja un grad foarte mare de protecție. Și în afară de aceste prevederi contractului, deci sunt alte regulamente care asigură calitatea. Deci agenția monitorizează deci ca să fie agentul termic să fie reglementat, deci să fie furnizat în punctele de intrare, deci conform standardelor, normativelor, așa încât să asigure confortul termic acestui serviciu. Însă o problemă și o particularitate legată de acest serviciu, deci este însăși activitatea gestionarilor și acestor asociații. Deci o problemă foarte mare este că multe din aceste asociații gestionare, deci nu asigură o administrare eficientă a, spunem așa, a blocurilor, a condominiului, mai bine zis. Deci furnizorii deci sunt responsabili de livrarea, dacă vorbim de agentul termic, până la intrarea în bloc. Dar mai departe, dacă la intrarea în bloc, sistemul celălalt din interiorul blocului, care este în administrarea gestionarului asociației, este defect, deci respectiv consumatorii deci suferă. Deci furnizorii pe de o parte asigură livrarea unui agent termic la intrarea în bloc acestor consumatori, însă asociația de locatari care trebuie să administreze sistemul din interiorul blocului, propriu zis schimbarea celor țevi, coloane care până la urmă deci livrează agentul termic în fiecare apartament. Aceasta este competența și prerogativa gestionarilor, asociațiilor de locatari care până la urmă nu își îndeplinesc atribuțiile lor. Adică, dar asta depinde și de coparticiparea fiecărui locatar, pentru că până la urmă asociația de locatari cine este? Este, de fapt, sunt locatari. Locatarii delegează administratorul acestei asociații, aleg președintele asociației, ei plătesc cotizații în asociația din care fac parte și respectiv deci ei trebuie să fie cei care se ceară de la administrația acestor asociații ca să-și îndeplinească atribuțiile pentru care plătesc pentru administrare. Doar 20 de secunde, da. Domnul Beiu. Da. Am multe de comentat, dar nu comentez pentru că nu, pur și simplu n-a fost formulată întrebarea, de asta noi am perceput. Eu n-am pus întrebarea, că eu știu toate răspunsurile la întrebările. Poate cum spune, că majoritatea care sunt prezenți aici, că eu 20 de ani fac cercetările proprii. Dar vreau să vă spun așa o informație, că, bun, consumatorii, protecția consumatorilor, consumatorii suferă aceștia, asta eu am spus despre aceasta. Dar este acest sistem creează blocaj pentru dezvoltarea economiei, adică statului. Asta e unul. Și al doilea, nu puteți să vă închipuiți. Aici am depistat, adică am descoperit pentru mine că este un blocaj pentru reformarea justiției. Aici o legătură strânsă directă este. Deci asta am vrut să spun. Mulțumim frumos. Vă mulțumim tare mult pentru intervenții, mulțumim distinșilor invitați pentru explicații și pentru viziunea pe care au partajat-o cu noi vis-a-vis de modul în care se vrea consolidat cadrul de protecție a consumatorilor. Ultima remarcă din partea domnului Dărănuță, după care o să-l rog pe domnul Adrian Lăpușor să facă concluziile acestui panel de discuții. Eu
sunt obligat cumva să vă spun o remarcă și este foarte important ca să fie clar. Deci noi cumva astăzi nu am discutat, am discutat despre domeniul de protecție a consumatorului și am fugit puțin de ceea ce a spus domnul președinte Budeaschi despre surveillance, da? Despre supraveghere și control. Aceste chestiuni, chiar dacă sună cumva abuziv sau noțiunea de control în stat este puțin mai specifică, eu vreau să vă spun că având doar niște controle transparente, corecte, reactive, da? Putem să protejăm consumatorul. Fără acest mecanism este practic imposibil de a face acest lucru. Prin aceste controle, fie ele cu efect punitiv, cu contravenții sau cu amenzi, fie controle de informare, doar în așa fel, cum spuneați și dumneavoastră, vom și educa atât agentul economic, cât și consumatorul final. Deci trebuie să facem această legătură și asta este foarte important. Lăsând într-o parte, suntem foarte aproape de business, toată lumea este aproape de business. Eu am venit, spre exemplu, din mediul de afaceri, dar asta nu înseamnă că consumatorul nu are dreptul la această protecție. Deci cu asta am vrut să închei și cu mulțumirile de rigoare partenerilor, vouă, prieteni, colegilor, pentru ceea ce facem pentru domeniul de protecție a consumatorilor. Da, mulțumesc! Da. Mersi mult. Eu pe final am vrut să spun câteva cuvinte. În primul rând, discuția de astăzi, evenimentul de astăzi, cumva a confirmat faptul că avem nevoie de, în primul rând, de discuții pe marginea acestui subiect. Este într-un rând un subiect foarte complex, implică mult mai mult de 10 instituții, cum domnul Budeaschi a menționat, implică practic întreaga economie națională. Și noi, în cadrul proiectului, cu siguranță ne vom identifica resurse pentru a organiza mai multe asemenea discuții, poate discuții mai focusate pe energie, pe domeniul alimentar, alte sectoare, sectorul financiar. Doar am vrut să accentuez cât de important este să începem cu ceva de bază, cu a discuta, cu a ne cunoaște mai bine provocările cu care se confruntă fiecare instituție. Am notat remarca dumneavoastră cu privire la instruiri pentru cei care sunt implicați în domeniul protecției consumatorilor. Recunosc că noi nu am bugetat resurse pentru asta, dar vă promit că vom găsi, vom încerca să identificăm posibilități pentru a face și un ghid, un toolkit pentru cei care sunt implicați în domeniu și instruiri. Pentru că, într-adevăr, înțelegem că este o problemă reală, nu doar numărul de persoane implicate, dar și deprinderile și expertiza sau, da, expertiza persoanelor implicate în acest domeniu. Este un domeniu foarte sensibil pentru că atinge și domeniul privat, sectorul privat. Noi nu vrem prin acest proiect și, în general, prin această reformă să prejudiciem climatul de afaceri. Noi credem că această reformă trebuie să meargă mână în mână cu toate eforturile Ministerului Dezvoltării Economice de a fortifica, de a liberaliza domeniul afacerilor, pentru că cadrul de protecție a consumatorului vine să susțină afacerile oneste și să consolideze mediul concurențial, care este baza oricărei economii de piață. Noi, la moment, în cadrul proiectului, deja am început să lucrăm la evaluarea status quo, pentru a înțelege mai bine care sunt provocările cadrului instituțional, pentru a vedea, și vom veni neapărat și cu un plan de acțiuni cu recomandări concrete pentru minister și alte instituții, în vederea alinierii cadrului instituțional la acquis-ul comunitar. Totodată ne angajăm să ajutăm ministerul să... Deci vom lucra împreună la transpunerea acelor recomandări în practică, în legislație. Deci noi accentuăm că este un proiect de asistență tehnică, deci sper să lucrăm cu ministerul la acest capitol. Nu ne vom opri doar la un studiu cu unele constatări și atât.
Și cu amințat lucrăm acum activ la crearea acelui centru de european al consumatorului, care curând va fi oficial înregistrat și vom demara procedura de identificare a leadership-ului, a conducerii acelui centru în baza unui tender deschis, competitiv, pentru a pune bazele acelui centru și vom acel centru la fel va avea și această atribuție de a dezvolta capacități inclusiv în cadrul instituțiilor publice cu mandat în domeniul protecției consumatorului, care va oferi și instruiri inclusiv pentru cei implicați în domeniul protecției consumatorului. Noi o să analizăm această sugestie și cu siguranță o vom integra în proiectul nostru. Atât am vrut să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și Delegația Uniunii Europene pentru Sport Financiar și nu doar financiar, Fundației Soros Moldova, Ministerul Inspectoratului, CNPF, ANSA și alte instituții cu care sperăm că vom colabora activ în cadrul acestui proiect și nu doar. Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună! Doar un mic reminder, vă invităm să continuăm discuțiile cu plăcinte cu brânză de asta dată peste drum.